Președintele Consiliului Județean Constantin Nicolescu are parte de trei procese la început de an, două în luna ianuarie și unul pe 18 aprilie. Recursul primului proces în care președintele CJ a fost condamnat la închisoare cu executare a fost stabilit de înaltea curte de casație și justiție pe data de 18 aprilie. Până atunci însă, șeful Consiliului Județean mai are un proces cu Agenția Națională de Integritate stabilit pe 28 ianuarie, dar și cel de la Curtea de Apel București pentru accesarea ilegală de fonduri europene pentru reparația podului de la Căteasca stabilit pe 31. 1 ianuarie. În luna noiembrie, Curtea de Apel București l-a condamnat și pe Cornel Penescu la 9 luni de închisoare cu suspendare. Fostul primar al municipiului Curtea de Argeș, Gheorghe Nicuț, nu a scăpat nici el, fiind condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare. La fel și Călin Ioan Andrei. Constantin Nicolescu a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a fondurilor europene, pentru reparația unor unități de învățământ afectate de inundații inexistente, dar și pentru infracțiuni de corupție.